Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona Sud. Am urmărit un meci între băieții de la FC Juve și cei de la Cipita. Sunt alături de Răzvan de la FC Juve. Bună seara, Răzvan, ce faci? Bună seara, bine, mulțumesc. Cum a fost așa primul meci? Nu prea bine, nu? Nu prea bine, un scor strâns. Primul meci, am avut ceva schimbări la echipă, niște modificări, jucători noi. Asta este, am pierdut cu 4-3, felicităm echipa adversă. Au fost mai buni sau au avut mai mult noroc? Dacă au câștigat cu 4-3, înseamnă că au fost mai buni. Ei, ăsta e un răspuns diplomat pe care îl primesc din partea multora. Eu te-am întrebat concret, au fost mai buni sau nu? Și eu v-am răspuns, dacă au fost mai buni, au câștigat cu 4-3, felicităm și... Altceva nu mai avem de spus. V-ați plănuit așa ceva pentru noul sezon? Un obiectiv măreț? A, nu un obiectiv măreț. Sau voi veniți pentru fan, pentru distracție, pentru mișcare? Exact. Liga Prietenii este creată pentru a lega prietenii. Noi venim aici să ne distrăm, să creăm prietenii. Obiectivul nostru este să rămânem această ligă întâi și mai departe vom vedea ce va fi. Doamne ajută, mult succes vă doresc! Mulțumesc frumos, să rămână, la revedere! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com, pe contul nostru de YouTube puteți urmări meciurile live. Noi mulțumim frumos sponsorilor noștri, Eden Total Care, Acerbis și Cipita. V-am pupat!